Seria poveștilor din vecini continuă la Timișoara cu un alt eveniment care s-a dovedit a fi pe placul Timișorenilor. Sâmbătă vă invităm la o nouă ediție a evenimentului Povești din vecini în parcul Carmen Silva, începând cu ora 12. .00. Micii spectatori se vor bucura de spectacole interactive și distractive, ateliere creative de lectură și spectacole. Seara se va încheia cu un concert de muzică live la Foișor. De această dată ne vom delecta cu muzică clasică, salsa și jazz. De asemenea, Va fi organizat și un târg de adopții pentru căței din adăpostul Dani Flor, unde veți putea găsi un prieten blănos care să vă umple casa de bucurie. Evenimentul este organizat de primăria Timișoara prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Transmit reprezentanții primăriei Timișoara.